De când am început editura, mi-am dorit foarte tare să lucrez cu cei mai buni scriitori pe care avem, iar Radu Aldulescu este, fără discuție, unul dintre cei mai importanți romanceri și romanceri în adevăratul sens al cuvântului. Este de altfel și printre puținii scriitori care se ocupă doar de scris. Într-un fel îl ajutăm și noi pe el, într-un fel și numele lui ne ajută editura, clar, după ce l-am publicat pe Octavian Soviani, iar un mare scriitor vine acum și Radu Aldulescu și vor urma și alții și atunci cu atât mai mult avem nevoie de suportul publicului, de a reuși încă o campanie de crowdfunding, adică ca voi să precomandați cartea sau mai multe cărți, veți vedea ofertele care sunt alăturate acestui clip. De mic copil mi-am dorit să fiu scriitor, iar a fi scriitor mi se pare similar cu a fi romancier, ceea ce e mai greu în literatura română, să fii romancier. Romanul e un gen total și totalizator totodată, le cuprinde pe toate celelalte genuri. Până în Revoluție am scris la ceea ce aveau să fie primele mele romane. Adică am urmărit o iluzie scriind, pentru că n-aveam nicio șansă să public. Minunea s-a întâmplat la ruptura sociopolitico-culturală care a fost în decembrie 89. Și atunci iluzia asta de a nu avea șansă să public, am continuat-o prin altă iluzie. Am început să scriu fără a avea nicio șansă să fiu plătit, dar totuși am scris. Am avut un alt soi de motivație, probabil, dacă tot am scris, pentru că am fost, începând de atunci, de la 35 de ani, din momentul rupturii de la Revoluție, un scriitor liber profesionist. N-am conceput să scriu în timpul liber, în timpul liber al unei slujbe, știi? Cum necum, târâș grăbiș, am scris 9 romane, iar acum îl voi publica pe al 10-lea. Am un fix, o reținere sau o superstiție, să nu vorbesc despre cărțile pe care încă n-au apărut. La rezidenții în Casa Visurilor, există o casă acolo, la propriu casă, dar Casa Visurilor e și o metaforă pentru vremurile în care trăiesc personajele. Mi-am construit eu o casă a visurilor. De ce? Deoarece de mare scriitor și important ce eram, eu multă vreme am locuit în niște spații dezafectate ale Uniunii Scriitorilor din România. În multă vreme, adică vreo 8 ani. Ultima dată am stat într-un birou care și acum este gol, de unde am fost dat afară de președintele Uniunii de Breazlă, care ar trebui să-mi apăre drepturile și mi l-a apărat așa atât de bine încât m-a scos afară în stradă. Am zis să-mi fac o casă a visurilor și am făcut-o pe hârtie în romanul ăsta. Cam asta este, știi? Imediat după 90, romanele lui Radu Aldulescu începuseră să facă o anumită vârvă. Se vorbea mult despre ele, se scria despre ele, se scria de foarte bine. Și atunci am fost și eu curios să văd cum scrie acest prozator atât de lăudat. Iar prima carte a lui Radu care mi-a căzut în mână a fost, zic eu, cea mai bună carte a lui, Amantul Convioresei. O carte, zic eu, dintre cele mai importante care s-au scris în literatura română, o carte de mare calibru, care mi-a dezvăluit un prozator pe care în momentul lecturii l-am comparat aproape instantaneu cu Senin și cred că nu am greșit foarte mult, fiindcă există acea franchețe extraordinară pe care o găsim și la prozatorul francez, există acea deschidere către anumite medii despre care până la Aldulescu nu se prescria pentru că nu era voie. Lumea marginii, lumea marginalilor. O lume ciudată, fascinantă, cu miturile ei, cu eroii ei. Și ar mai fi și un motiv, hai să spunem subiectiv, pentru care sunt foarte atașat de proza lui Radu Aldulescu. Am locuit amândoi o vreme în Dristor și există, pornind de la romanele lui Aldulescu, ceva ca o mitologie a Dristorului, care pe mine m-a atras întotdeauna. Cred că e un mare câștig pentru editura Hiperliteratura prezența lui Radu Aldulescu, care bănuiesc că la un moment dat va fi urmată și de prezența altor prozatori de rezonanță, fiindcă fiind o editură tânără,
o editură care are un proiect foarte ambițios, foarte îndrăzneț, dar un proiect care poate duce la rezultate nemaipomenite în context românesc, are nevoie de asemenea autori. Mereu ești întrebat, fie în interviuri, fie de editor, știa, se poate trăi în România din scris? Iar întrebarea asta conține în, sus, în subtext faptul că, domnule, scrisul e o ocupație neserioasă, cumva de timpul liber, o distracție. Cum să pretinzi să poți să trăiești din scris? Mai mult chiar trebuie să plătești tu ca să poți să publici. Avem un public de cititori foarte responsabil, să zic așa, și mă bucur asta. Sper să se activeze din nou și la acest roman, Rezidenți în Casa Visurilor, al lui Radu Aldulescu. Da. Editura Hiperliteratura ne salvează din toată chestia asta. Păi da, ce mai e? Cineva trebuie să facă lucruri bune, că lucrurile rele s-au tot făcut. În sistemul editorial s-au făcut lucrurile rele, dar nu se poate.